Trigger, trigger, tornada. Trigger, trigger, tornada. Am găsit un om îndrăgostit de muzică. Da. L-am cunoscut aici pe stradă. Da. Unde suntem de fapt? Sunt eu la Arcani, comuna Arcani. Da. Sat Sănătești. Un om care a iubit muzica de mic, am zis da, bine? De mic, de mic, da. De mic, da. Da. Da, cum ați început? Păi, fiind copil, m-a luat toată o muzicuță la vârsta de 5 ani. Da. Și mi-a plăcut și m-am renunțat. Și după aceea m-am interesat cu muzica la 28 de ani. Muzica, ca și fotbalul, e o artă, e o plăcere. Trebuie, acum spun, să supără toată lumea pe mine, două ar trebui. Pentru de o plăcere, să stăm la o șuietă, nu pentru bani și chestii ăștia, genul ăsta de... La muzică, cuță, cu ce ați început? Cu Hora Muzicuțelor? Cu Hora Muzicuțelor, da. Celebra Hora Muzicuțelor. Ne pare rău că n-avem un instrument la îndemână. Știu să cânt la orgă și cam atât. Și multe melodii le cântați doar pentru dumneavoastră. Doar pentru mine. Da. Doar pentru mine. Se zice că cei care fac muzică, de obicei iubesc, sunt îndrăgostiți. A trecut pe lângă mine chestia asta. Dar muzica rămâne perenă și până la sfârșit tot asta e prima mea dragoste. Ce părere aveți despre muzica clasică, spre exemplu? Mie îmi place foarte mult. Ce vă place? Ce autori? De exemplu, îmi place tot concertul la Viena să-l ascult. Uh-huh. Nu sunt cunoscător în muzica asta. Da? Dar îmi place Radinsky, îmi plac ce... Na. Este și puțin din Chopin. Da? Richard Wagner, nu știu, e cam dur, e clasic dur. Tchaikovsky, Sinfonia Noua, Beethoven, era dur. Da? Mi se pare o duritate în exprimarea lui așa pe asta. De Mozart, ce zici? De Mozart tot la fel. Dur? Nu cred că e dur. Și așa, așa, nu e chiar dur, dar da. Undeva are o duritate în el. Aha. Pe undeva. Pe undeva. Da. Radinsky, îmi place cum asta e melodia pentru când se încolonau și veneau călăreții, când treceau pe Suarcul de Triumf, în timpul împăratului Iosif, al doilea, al Austriei. Și e muzica asta care era reprezentativă pentru Casa Regală. Da. Muzica clasică. Pentru asta, de fapt, a fost făcută, nu pentru opincari, țărani și boschetari, cum sunt acum, de fapt, toți. Foarte frumos, dar văd că cunoașteți... De cât așa, aproximativ. După care, ce muzici vă plac? Muzica lăutărească, cum e, de exemplu, Taraful de la Grecești, care e autentică, da? Și e făcută de muzica asta, adică pe sufletul omului, banal de rând, că asta o percep el mai ușor, muzica e mai și mai complexă și mai complicată, cum se răzdea dumneavoastră de treaba asta, dar pentru omul de rând, cred că cea mai bună muzică este muzica lăutărească cu taraf, adică cobză, cum bine n-am prins cobză, să fie cum e așa, cu bas, da? Cu țambal, cu vioară. Da. Și cam ce refren vă place cel mai mult din toate? Adică pe care îl știți, l-ați memorat, și îl cântați oricând. De exemplu, mai nou acum, dar nu pot să cânt și nu cânt și nu spun. Da, da. Îmi plac Haiducii, de exemplu. Așa e pentru mine. Un fel de muzică ucraineană-poloneză cu cum îi zice la instrumentul ăla care așa cum, nu corn, nu știu cum îi zice, habar n-am acum că sunt obosit la muncă, venit la treabă. Da, îmi place tarafurile în general. De ce vă spune Pacepa? Care e din fabrică, dinainte de... Ce ați făcut de vi se spune Pacepa? Da, mi s-a spus, m-am trezit cu... Nu mă cheamă așa, dar mi s-a pus eticheta asta. Da. Că Pacepa era un personaj bun sau rău?
Pacepa a fost cel mai deștept om care l-a avut România în toate timpurile. N-a existat, nu există și nu va exista niciodată om mai deștept ca Pacepa în țara asta românească. De ce credeți? De asta, pentru că tot ce citea în memora și nu uita. Da? Da. Mergea social la Moscova și venea cu Ceaușescu și punea să filmeze și să se spună după două minute, spunea tot fără cameră de la vedere ca japoneză. Și da? Memoria, avea memoria fantastică. Și n-a putut să stea sub Iulian Vlad, sub general, fiind mai deștept. Că așa asta e țara în care trăim noi acum. Nu vor. Dacă unul, eu sunt mai deștept ca dumneata, ce mă spune ăla, Michel, cu care sunt cu aparatul în mână? Uite, mă, la gară cu tine. Cam asta te persiflează. N-ai voie să spui ceva nou. Nu ai voie să ieși din tipologia asta. Și atunci, înainte de revoluție, și acum, cum ai spus ceva, ți-a dat la joale. A făcut Ceaușescu și bune și rele. Și, da? Da, punând în balanță, a se cântărește așa pe ansamblu, a făcut mai mult lucruri pozitive. Deci, spitale, drumuri, școli pentru fraieri ca mine, care nu le-a plăcut școala. Mie mi-a plăcut, de exemplu. Unul mi-a plăcut la să citesc. Și am citit. Și nu... Și totuși, Pacepa a plecat dincolo. A fugit. A fugit și a cam desconspirat ce făcea Ceaușescu. Da, da, da. S-au dus după el, s-a deghizat, nu l-au mai găsit și a pierdut urma. Da. 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 Mulțumim. Era un fel de Matahari. Matahari? Pacepa? Un fel de Matahari, cum se spunea ăștia. Pacepa alias Matahari. Mi-a plăcut munca, dar n-am avut parte de ea. Da. Mi-a plăcut munca, dar n-am avut parte de lucru. Și la centrală ce făceai de fapt? Citeam apă caldă și căldură. Da. Atât. Citeam, scriam. Jucai table. Jucam table, era cel mai bun. Din toată fabrica. Nu eu nu o putea bate. Și nici acum, cred că din toată România, dacă mă duc înapoi în fabrica aia. Din toată România și nu îi răsc un cuvițel. Știu ce pot. Nu mi-era frică de nimeni decât de mine. Nu mi-e frică de nimeni pe planeta asta decât de mine. Doar de mine. Da. Deci, așa am fost instruit. O meserie spartan, asta de spartan, exact cum ar trebui să fie un mic roman al lui Cezar împăratul Romei. Educat spartan de mic. Aveți în fața dumneavoastră, în fața camerelor, cel mai mărg om. Nu este în Ucraina, om mai mărg ca mine. Dacă merg din Albania, de la Flora, Macedonia, Muntenegru, o ia pe Bulgaria și ajung în România, nu există altceva. Atâta presiune și pe mine acum. Păi om cu atâtea calități și hobby-uri. M-au nenorocit oamenii pe mine. Între muzică fac o paralelă și între fotbal, amicul meu am făcut fotbalul și acum cred că dacă ar fi să mă aleg să fiu pentru mine, vorbesc doar de mine, între fotbal și muzică, cred că trebuie să dau spre muzică un pic. După atâtea hobby-uri, cred că femeile nu v-au plăcut. Nu le-a plăcut lor de mie și mi l-au făcut. Da? Da. Eu am răsplat fetele. Da și ele nu. Eu, norocul lor și al meu și al lor. Că bine că nu am luat nici una. Am avut vreo trei femei. Am avut una de a fost profesoară de matematică. Mă săturasem de matematică ei până peste cap. Am avut o asistentă. Femei banale și sunt și mai banale ca ele. Păi și până la urmă probabil nu le-a plăcut muzica cum v-a plăcut. Nu. Eu am fost un pic rigid, spartan, cum v-am spus. Cam fixist. Cam cu matematica în cap. Mi-a plăcut matematica foarte mult. Și lor nu. Prea a fost abstract când eram tânăr. Abstract? Adică alb sau negru. Păi nu mai că e baroc. Ori e alb, ori e neagră. O vorbă din înțelepciunea populară spune că mai bine să-ți plouă în casă și să ai nevastă frumoasă. Haideți să vedem cum se răsfrânge treaba asta, cum se comentează pe ulițe, iată aici, la Lișteava suntem. Da, la Lișteava. Ce ziceți? Sincer,
cred că este o chestie bună să ai nevastă frumoasă. Cum ar fi așa la mijloc o variantă, să zicem? Să fie și nevastă frumoasă și să fie și acoperișul bun la casă. Da, da. Păi da. Dumneavoastră ați avut noroc de treaba asta? Da, chiar am avut. Da? Și de femeie, și de casă. Da? Și de serviciu. Nu v-a plouat în casă? Până acum nu. Nu. Sperăm să nu mai plouă. Mă gândesc atunci când erați mai tânăr și v-ați însurat, nu? Adică... Nu, nu. Nu? Nu, n-a fost cazul. N-a fost cazul. Nu. Da. Dumneavoastră? Tot la fel am avut părinți care au făcut casa cum trebuie. Eu mai târziu am schimbat și acoperișul care era din țiglă, am pus tablă din asta. A schimbat țigla cu tabla? Da, am schimbat-o că e mai sigură. Când da. Viscolea mai băga pe sub ea, în pod, pe sub țiglă, la tablă nu mai. Cum ziceți că e bine? Mai bine să fie mai urât așa, dar să nu plouă în casă. Da? Da, e mai bine așa. Cum? La dumneavoastră cum e? Păi la noi nu știu, nu știam probleme ăsta. Nu? Nu știu. Da. În cazul dumneavoastră cum e? Cum aveți? Aveți, vă plouă în casă, nu? Nu. Păi dacă mi-ar plouă... ar fi rău. Mi-ar cădea tăvan în cap. Da? Și nu prea-mi combine. Soția o aveți frumoasă? La anii ei este. Da. Mai frumoasă ca mine, în orice caz. De la biserică? Da. E sărbătoare astăzi? Da. Hai, veniți mai încoa. E vorba, dar mai bine. Da. E o vorbă din bătrân care spune mai bine să-ți plouă în casă să ai nevastă frumoasă. Da. Cum e? E bine? E bine. Cum e bine? Așa să ai nevasta frumoasă, să fii sănătos, să ai înțelegere cu copiii, cu nepoți. Păi și să-ți plouă în casă? Păi dacă n-ai putere să pui țiglă, mai plouă. Când am fost eu mică, așa. Ne plouă în casă. Da. Am fost săracă. Da, da, era nevasta frumoasă dacă plouă în casă. Păi dacă eu eram mică. Aha. Da, și mămica a fost frumoasă și tăticul a fost frumos, s-au înțeles. Și pe urmă, încet, încet, au făcut și ei și au cumpărat țiglă și au pus pe casă. Pe două cămăruțe. Nu da. Era cășca acum. Aha. Așa era. Și uite că am ajuns până la vârsta de 77 de ani. Mulți înainte. Trăită rău, cum se trăia atunci, în chinuri. Eram săraci, mă duceam la școală, în tălpigi, cum era pe timpul ăla, veneam acasă, le uscam ciorapii, îi luam iar în picioare, iar ne duceam la joacă, iar veneam, iar... Așa am trăit noi copilăria noastră până... Da. Până uite, mamaie, cu bicicleta. Bună ziua, mamaie! Dar mergi pe ea? Da. Mai merg și pe ea, dar mă sud ea cu bătul, nu pot pleca până la poartă și așa. A, e mai mult ca să te reazem de ea. Da. Dar mai mergi și pe bicicletă? Mai merg. Da. Mai mă sui pe unei locuri. Fiu la cimitir, la soț. Aha. Când mergi la vale, te urci. Bună ziua. Nu? Bună ziua, doamna. Ia spuneți-ne și nouă, că avem un proverb. Așa. Mai bine să-ți plouă în casă, să ai nevastă frumoasă. Cum credeți că e bine? Să-ți plouă în casă. Că dacă ai nevasta frumoasă, nu e a ta. Da? Da. Da? Da, da. Așa? Nu e a ta. E la cala toată lumea. Cum e? Să ai nevasta frumoasă. Da. Da. Nevasta să fie frumoasă. Ce să mai plouă în casă? Păi să plouă sau să nu plouă? Să nu plouă. Și să ai nevasta frumoasă? Da, da. E o zicere din bătrâni care spune așa: mai bine să-ți plouă în casă, dar să ai nevasta frumoasă. Bineînțeles. Cum e? Cum comentați? Păi trebuie să ai grijă atunci la căsătorie. Dacă... Adică cum? Să fie o fetiță frumoasă, prezentabilă. Da. Și un pic, dacă se poate, mai deșteaptă. Da. Să păi... știe ce spune când... Deci mata aia ai ales varianta cu nevasta frumoasă. Deci da. Să-ți plouă în casă? Păi... Proverbul cam așa spune. Cam deci așa. Cum e? Păi cum să fie? La mata cum a fost?
am ales-o din cele mai... frumoase? Da, da, bineînțeles. Și deștepte? Și era cam unicată aia pe timpul ăla. Unicată? Da. Cum vi se spunea porecla pe vremuri? Petrica lui Churchill. A lui Churchill? Da. Vine de la Winston Churchill, nu? Exact. Păi și de ce? Pentru că discutând cu niște prieteni ai lui, unii judecau într-o fel, alții altfel. Și când s-a pus față în față, a rămas cum a spus tatăl meu. Ce, bă, de unde știu tu mă treaba asta? Uh-huh. Uite, pe că eu mai studiam câte un ziar și am văzut că el este cel care va continua cu... Da, da. America lui sau... Da, 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 cu lupta împotriva... Exact. Da, da. Și a rămas de atunci Churchill. De atunci l-a rămas Churchill. Nouă ne spunea, pe numele nostru de familie, ai lui Brevenel. Da, dar de fapt porecla Churchill. Churchill, da. Da. Da, da. Iată, oameni buni, aici la Țâu am dat de Churchill. Churchill, da. Da. Vi se mai zice așa? Cum să nu? E adevărat? E adevărat. Păi nu cred că e bine. Păi de ce nu? Păi dacă plouă în casă, ce mai faci cu nevasta frumoasă? Nu e adevărat? Ba da. Păi ce? Deci nu-i cum tot e mai bine? E mai bine e să ai casă. Lasă-o încolo de nevastă. Că femei mai găsești. Dar casa să fie aranjată, să fie frumos, baie, cu tare, tot ce se poate. Păi și femeia urâtă? Nu. Nu, lasă. Nu. Întâi casa. Nu. Și mi-au și femeie frumoasă. Nu. Femeia. Femeia să fie și gospodară și frumoasă, da. Și arnică și de vreme acasă. De toate, de toate. Să știți, dacă nu este, nu e acasă de vreme, bărbatul începe alte discuții. Da. Eu așa am pomenit de când sunt. Da, da, da. Să fie și harnică, și gospodară, și unul și altul. Și să nu plouă nici în casă. În casă, dacă plouă, e prostia noastră. Că nu știm. Dacă nu știu să-mi fac așernutul, plouă în casă. La mata cum a fost? Soția frumoasă? Nu, domnule, întâi am făcut casa. Da. Casa am unde aduce femeia, că dacă nu pari casa înainte, unde aduce femeia? Așa. Așa. Și după aia m-am căsătorit, femeia și la ora actuală n-am fost despărțit niciodată, avem 50 de ani de căsnicii. Mulți înainte. Mulțumesc, mersi la fel. Mai bine să ai nevastă mai urâtă și să nu-ți plouă în casă. Da? Normal. Păi de ce? Cum? Păi de-aia, dacă îți plouă în casă, ce faci? Rămâi fără casă. Da. Nu. Dar nevasta? Dacă e frumoasă, să duce altul. Așa se întâmplă? Așa se întâmplă. Nu, e bine și una și alta. Și una și alta? Deci, una, nici să-ți plouă în casă, să fie nici prea frumoasă, că pe aia să uite altul pe ea. Păi chiar asta a spus doamna înainte. La dumneavoastră cum e? Care e? Cum a fost la însurătoare? Nu este bun de, dar... Cam așa, bine, să stai eu. Să fie cam de mijloc, așa. Nici așa, nici așa. Da. Să fie cam de mijloc. De mijloc, da. 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 Și în cazul... Nu e bine nici ca să-ți plouă în casă, că nici să ai femeia prea frumoasă, nu se încadrează una cu alta. Da, da, da. Mai bine să ai și casa bine aranjată și femeia gospodină. Cum e? E bine. Păi cum e mai bine? E mai bine să ai și fomie frumoasă, să ai și ceea ce trebuie să ai în casă, sănătate, da, multă. Da. Da. Păi și nu e mai bine să nu-ți plouă în casă și nevasta să nu fie chiar atât de frumoasă? Să nu plouă în casă, că dacă plouă în casă e rău, curge pe noi. Da. Și nevasta nu trebuie să fie neapărat frumoasă. E bine să fie ca și omul. Omul, dacă e frumos, să fie și femeia frumoasă, dar să aibă minte. Aha. Cine? Femeia? Femeia să aibă nu minte. Omul. Și omul să aibă. Eu zic că nu e bine. Dacă o ai frumoasă și vede că plouă, nu se duce, dracu, mai stai acasă. Ce ceva? Păi m-au luat și nu e cinstă nici măcar să faci un acoperiș. Da, da, eu așa zice, că ce aia, băi, proastă să mai stea. Da, da. Atâta timp că e frumoasă, măcar fă-i un acoperiș.
ca să fii sigur că stă. Da. Că altfel nu mai stă, se duce. Dar cum ar fi așa la mijloc? Să fie și frumoasă, să ai și acoperișul? Dacă e frumoasă, nu mai e numai a ta. Aia e știută, nu mai e numai a ta. O mai ia și alță. Da? Da, păi da, n-are cum să rămână numai a ta. Știi ție exemple concrete așa? Nu, deocamdată nu. La țară încă e lumea mai liniștită, mai poartă respectul. Te duci să iei o găleată de apă, avem fântână acolo, răscuri, nu trece calea la un bătrân. Da. E altă mentalitate la țară. Deci aici merge cu principiul... Na, la ora zice, ah, nu știu, că nu mă știe nimeni. Dar la țară nu, e tot la țară n-ați auzit exemple de astea? Deocamdată până în prezent nu, la noi. Poate fi în altă parte, dar aici nu. Aici în Lișteava niciodată. În Lișteava nu. Nu. De ce să vă dăm informații false? Dă-te și matancua. Ia. Și că e un proverb, mama e. E un proverb, și că mai bine să-ți plouă în casă să ai nevastă frumoasă. Da, și sănătoasă, și sănătoasă. Că... E adevărat? Da, să fie. Da. Da, e adevărat. Da. Așa este. Da? Cum adică... e adevărat? Cum e mai bine? Să nu plouă în casă. Da? Să fie nevasta urâtă, dar să nu plouă în casă. Da, așa e mai bine. Da, așa e. Da. Nu plouă. Nu plouă. Dar dacă ai nevasta frumoasă, te descurci. Te descurci? Păi și dacă e o țară mai urâtă, nu te descurci? Te descurci cum vrei cu ea. Dacă dai și cu ciumacul pe spinare, mai bine te descurci. Da? Păi de ce să-i dai? Dacă nu te ascultă, ce să-i faci? Da, da. Nu știu, maică, ce vreți dumneavoastră. Păi asta vreau să vă întreb, da. Dacă e bine să fie frumoasă și să-ți plouă în casă sau să fie mai urâtă să nu-ți plouă? Să fie mai urâtă, să te înțelegi cu ea, să faci treaba bună. Da. Că dacă e frumoasă și îți plouă în casă, nimica n-ai făcut. Nimic? Da. Da. Ești de vorbă în lume. Dar așa, dacă e bună și te comporți cu ea, te ascultă și dumneata o asculți, vă îngăduiți, e foarte bine. Mai bine să-ți plouă în casă, dar să ai nevasta frumoasă. Păi eu zic că să fie nevasta frumoasă, că casa mă ajută gagicii ei și o facem. Aha. Și? Și? Deci cum e mai bine? E mai bine să ai muiera frumoasă. Da? Te trag toți la ea. Așa. Aia atrage mai mult la da, bărbat. Da, și la aia bărbația care să aibă cu ea, mi-ajută și să fac casă ca lumea. Deci așa se întâmplă? Da, așa se întâmplă. La matale cum a fost? Păi cam așa a fost și la mine. Că am găsit vreo doi în casă și am întrebat că ce fac. Azi că vin să repare casa. Acoperișul. Acoperișul la casă, nu mai ploaie pe mine în casă. Ai fost frumușel când erai tânăr? Eu cred că da, că de-aia muream fomeile de pe mine. Da? Da, da. Fomeile frumoase. Ale frumoase, da, nu ale urâte. Trângă-trângă-trângă-trângă-trângă-trângă. Trângă-trângă-trângă-trângă-trângă-trângă. Trângă-t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 râng